Betaeb aici. Betaeb trece frumos cu mingea Careu, se mută jocul imediat în partea cealaltă, este în fața lui Sadicu, are variante, șutul e în poartă, gol! Iașul Roman! Incredibil, nu sunt, cred că, 20 de secunde de când Florescu a avut ocazia, bine, el n-a dat la poartă, dar poziție foarte, foarte bună. Pleacă Iașul pe contraatac și dă lovitura. Iată aici, bine, vedem doar ultima parte a fazei. Cum pleacă Iașul. E bine că vedem așa imaginea de ansamblu. Nu e nimeni pe aici, sigur nu mai e Benzar. Și este obligat Sadicu, se descurcă bine. Betaeb are un rol important aici. Iarăși nimeni, doi oameni. E adevărat că e și cu șansă până la urmă, pentru că portarul nu vede mingea. Are foarte mulți oameni în fața lui. Asta e, o plasează perfect. Și Iașul deschide scorul. Șutează bine, 10 goluri marcate de Roman până acum în acest campionat. Dar, sincer, parcă, și după jumătate de oră pe acolo, e puțin nedrept scorul. Adică, nu știu dacă merita neapărat Botoșanu să conducă, dar sigur merita Iașul. Da. Deși e frustrant și nedrept, poate chestia asta face parte din frumusețea fotbalului.